Mădălin Dragne. Salut! Eu Salut! Sunt Mădălin Dragnea, a.k.a. Mad Animator. Mad Mulțumesc Mad. De invitație. Welcome. Te iubesc din drumul taberei din anul 96. 96, nu? De când ne știm? Nu știu, boss, la noi e istorie dubioasă, că ne știm, dar nu ne știm de fapt. Da, dar eram acolo. Eram acolo, exact. Știi, eu de asta, eu... Prietenie de la distanță, nu știu cum să zic. Știi că ne știm din canturaje. Respect. Da, exact, e un respect natural, dar de fapt noi niciodată nu am ars-o împreună. Așa e. Era așa, e o chestie dubioasă între noi doi. Băiatul de la C2 ăla așa, da, cool, mișto. Exact. Nu intrăm acolo, nici ei nu vin la noi, exact. Dar ne salutăm. Exact, ne salutăm, ne mașcăm la un fotbal. Exact. Maxim. Știai de mine că eram cu fotbalul. Da, e cu voi, erați fabuloși acolo cu fotbalul, erați de aia. Erați un turneu aspirațional, am văzut. Și acum suntem nebuni cu el. Băi, sincer să fiu. Mamă, că cum fac asta aici? Mersul ăsta la fotbal e o deconectare fantastică. Te duci acolo o oră, alergi în continuu, știi? Da. Bă, și ora aia nu mai te gândești la altceva. Ce mi se pare mie? Pur și simplu. Mi se pare că în copilărie fotbalul e pe care făceam noi, mă rog, voi îl făceați în cartier, că eu nu jucam fotbal, că eram leneș. Sau mă puneați în poartă, că eram gras și aia. Nu te-am văzut la fotbal. Păi tocmai de asta. Dăm. Am încercat de câteva ori și m-am prins când e de mine. Era, mi se pare că a fost prima formă de disciplină. Da, da. Și prima formă de disciplină în sensul că știai că în ziua aia, în fiecare săptămână era fotbal, îți făceai programul astfel încât să ajungi acolo. E primul, și acum trebuie să faci patru, primul lucru. Așa era, nu în copil, e că voi în copil, era primul, era fotbal. Se știa că în ziua aia, la ora aia, în locul ăla, unul se ocupa, toată, nu știu, aia a fost de înainte de exemplu, mentor, ne explice ăștia ce și cum. Bă, da, a fost foarte mișto, mai ales că te... eu acolo am învățat foarte multe chestii de echipă la fotbal, știi? Chiar am învățat multe lucruri de... să ai încredere în unul la care îi dai pase. Și cum ești acum, când dai proiectul, dai feedback-ul, știi? Băi, o să... No, ține minte asta cu feedback-ul. Că ești al treilea invitat și avem o discuție foarte interesantă. Păi, hai că vă zicem acum, în acel despre feedback. Deci asta rămas. Podcastul ăsta n-are nicio logică cu niciun podcast până acum. Să înțelegi de la început. El știe, voi nu știți încă, ăștia 10-20 cât vă uitați până acum la podcasturile astea. Mădrin este omul pe care am vrut din prima să-l invit la podcast și el știe chestia asta. Mersi frumos. Cred că am 2 ani spre 3 ani de zile. Nu, cred că e dinainte de pandemie. De că îi zic, băi, hai să facem un podcast să vii și tu, hai să facem un podcast să vii și tu. N-am reușit, l-am prins acum la ora 11 fără 20 noaptea. Am venit și a zis, băi, vin, dar trebuie să bem, să fumăm ceva. Păi e bine că avem energizant, dar una de invitație. Bă, și e mai bine că am făcut-o acum, cred eu, că uite ce setup frumos. Da, dar nu, era o prostare ce am făcut atunci, recunosc, era o prostare totală. Bă, nu, dar a fost un început, că ai prins experiență cu da, da, prima sunt de acord, parte. Deși că am ascultat ieri la sală, că mă duc la sală cu fizicul ăsta, mă duc ca să scuz că mănânc, știi cumva, că oricum nu pare că mă duc la sală. Da, și eu încerc să mă duc la fotbal tot cu fizicul ăsta, da. Nu știu ce mai caut. Suntem, încă. Suntem bine. Și ascultam podcast-urile de atunci, știi? Mamă, ce mizerii. Bă, nu erau. Fâșie. Bă, nu. Contentul era mișto, dar fâșia, exact, frate, că nu știam. Exact, exact. Tădeam cu ăsta de la GoPro. Nu investisem în nimic, eram la whatever, nu au funcționat. Asta ai avut microfoanele astea atunci, parcă, nu? Da, da. Asta era. Dar microfoanele astea care nu se conectau în Mac și se conectau și nu puteai să le faci merge pe amândouă, nu știu de ce nu merge și de fapt tăgea unul singur. Nu. Și ce e stupid, că nu știai care trage. Dar asta se auzea așa. Da. Era unul singur și nu știai care trage, că nu ți arăta. Da, da. Și atunci am băgat la valiere. Acum, mă rog, am luat și lumini, am făcut și setup-ul ăsta, încercăm ușor, ușor. Să-ți fie de bine și multă baftă. Dacă e prima oară când vorbim la podcast, să povestim un pic despre ce e vorba. Da. Ca să întreabă lumea de ce facem podcast, să întreabă și Mădălin de ce face podcast, că gen, nici el nu știe, știe că a venit, l-am chemat eu și... A venit și eu pe aici, eram prin zonă. A venit și el pe aici. Băi, podcastul face din două lucruri. Unul este că simt nevoia to give something back to society, este primul lucru, mai ales pentru oamenii care vor acum să apuce de advertising. Că sunt tineri, că sunt la jumătate de carieră, că whatever. Să înțeleagă un pic că ce văd ei pe net cu campaniile alea mișto, cu bugete mari, sunt once in a lifetime sau twice in a lifetime și că nu ai viața cu adevărat în advertising. Să înțeleagă un pic cum e viața din spate de la oameni care chiar au muncit în chestia asta. Și doi, fița mea cea mai mică are o boală destul nasoală, o boală neurodegenerativă. Găsiți link aici, în descriere cu... Mergeți în link.
cu asociația și așa mai departe și dacă vă place, mergeți acolo, share the cause, donat dacă vreți către asociație and so on. Deci astea sunt cele două lucruri pentru care facem podcastul ăsta. Ca la fiecare invitat avem câteva întrebări pregătite, numai că mă dărim pentru că l-aștept atât de mult timp, are niște întrebări care nu sunt aici. Ca să fie treaba și acum nu mai poate zică, că e copii de pe TikTok care se uită, deci nu mai oprim camera, merge ăsta, merge, Maxim se ridică și pleacă, adică nu mai are cum să mai scape în clipul ăsta. Și uite, oprești și tableta și nu știu, ori facem două podcasturi, ori facem unul foarte lung. Iau asta, facem unul lung și îl bagi în două părți. Asta e tableta cu întrebările alea care l-am trimis lui. Dar acum o să discutăm alte chestii mai importante din punctul meu de vedere decât asta. Este despre drumul taberei. Drumul taberei. Drumul taberei. Da. Și de ce zic chestia asta? Pentru că noi am crescut în cartierul ăla de mici copii, de când whatever. Tu ai plecat de acolo, eu încă sunt. Eu am plecat de acolo, tu încă. Mai am și am un apartament și acolo cumva. Mai am un picior acolo. Te aștept înapoi cu tot corpul, nu doar cu piciorul. Nu, boss, nu. am avansat în viața. Nu. Eu am încercat să știi și în alte zone, dar acolo m-am simțit cel mai bine, nu știu, mă simt cel mai bine acolo. Știi care cred că e diferența între noi? Între ăștia cumva am rămas pe acolo. Da, al meu a plecat, așa e, așa e. Al meu a plecat tot. Eu nu mai am un om nu mai nimeni, în care am crescut în drumul taberei. Da. Toți au plecat și 96% au plecat în străinătate. Da. Deci eu un deci viața ta socială nu mai e. Da, nu mai acolo, au plecat toți. Așa înțeleg. Deci toți au plecat, Anglia, America, da. Germania, nu mai știu până mai sunt. S-au răspândit peste tot. China. Chiki. Chini, da. Chiki, China. Și vreau să vorbim despre drumul taberei, pentru că știi poveștile alea în care oamenii de la periferie, nu de la periferie, scuze-mă, din alte orașe, visul lor să vină în București, că ce se întâmplă lumea, ceea ce este aici cresc ei, ceea ce se dezvoltă, ceea ce este adevărat, e o poveste mișto. Băi, asta și noi, frate. Copiii care am crescut în București, care cumva nu zice nimeni povestea noastră. Băi, știi ce am observat eu? Și apropo de anturaj, că ai spus și ai adus aminte de anturajul meu de atunci, ce am observat eu este că oamenii care vin din afara Bucureștiului în București au o rată de succes mult mai mare. De ce? Că pleacă de la părinți, vin în cămin și nu e ușor. Din cămin se duc să stea cu chirie, sunt singuri, sunt departe de părinți. Nu le e ușor, știi? Da. Și se zbat și stăbăcesc fundul de vreme și ajung să aibă succes. Pe când noi creștem în buricul Târgului, în București, da, avem un acoperiș deasupra capului, suntem aproape de toate lucrurile care se întâmplă, da. Și ți-e mult mai greu să sar gardul ăla, pentru că ești comod, ești foarte comod, știi? Da, în același timp, București. Chiar mă gândeam la altceva. Când este în anturajul nostru, da. Câte failuri sunt? Că nu sunt foarte multe. Nu sunt, da, da. Dacă stai așa să te gândești, mai devreme sau mai târziu au, okay. Și-au găsit tot drumul. Down, dar toți și-au găsit drumul, toți sunt bine. Adică nu avem povești foarte, ok, unul de fapt a pierdut pe drum, dar nu avem povești foarte nasoare de anturajul nostru. Nu. Și atunci, nu. Întrebarea este, cât de mult ți-a influențat, eu pun întrebările în podcast, da. ca să înțelegem cum funcționează. Ok. Cât de mult ți-a influențat ție viața faptul că ai crescut în cartierul ăla, specific în cartierul ăla, în drumul taberei? Mă, nu știu, acum na, crescând acolo nu-mi dau seama cum au fost și în alte cartiere, știi? Dar pentru mine, viața asta de cartier la scara blocului, faptul că eram tot timpul împreună și făceam lucrurile împreună și cum ziceai și tu mai devreme, mergeam mereu la fotbal. Dacă nu găseam loc liber, că erau pline școlile, da. de fotbaliști. Până când au apărut alea de mergeam și jucați în... Alea sintetice? Da, alea au omorât, au început să omoare ieșitul la fotbal. Bă, dar te duceai într-o școală, era ocupat, te duceai în alta, era ocupat. Găseai un loc undeva să fie a șaptea echipă, să intri la masă. Și dacă luai bătaie, te duceai și mâncai, te duceai acasă, mâncai și te întorceai ca să mai intri nou la masă. Și cumva viața asta a contat foarte mult pentru mine, știi, că mi-am învățat skill-ul social, așa, știi? Ai învățat skill social odată, ai învățat skill competitiv. Da. Pentru că dacă odată erau două chestii, dacă nu jucai bine, întotdeauna mine în echipă, uh-huh. Deci erai din start, dat afară, te scotea în turajul. Da, eu știu cum.
Eu nu. Am încercat, mă băgam în poartă, nici acolo, și acolo mă pierdeam. Aveai spiritul competitiv. Da. Aveai spiritul de a cuceri chestii. Da. Știi? Și spirit organizațional. Da, da, că ne organizam, nu era ușor. Nu ne trebuie pe stradă, haide boss să jucăm și noi ceva, să suna, să ne vedeam. Sau ne strigam direct la geam. Sau așa, da, mă. Mădălin, hai la fotbal, nu mai dormi. Da, nu, așa este. Pe mine unul m-a învățat foarte multe lucruri, viața asta de socială din cartier și mai multe lucruri fotbal. Știi, exact cum ai spus tu, că vrei mereu să-i bați pe ea de la scara a doua, vrei mereu să-i bați pe ea din blocul alăturat și mereu era o competiție de genul ăsta. Mi-aduc aminte că avea momente când făceam și hustle, știi? Jucam cu echipa amical, hai mă să jucăm și noi în fotbal, îi lăsam să ne bată și după aia a doua oară jucam pe bani. Hai mă, nu vrei să jucăm pe bani? Corect. Cum era și altă treabă. Și după aia a venit descoperirea orașului. Că noi cumva am crescut cu orașul ăsta. Mai simte că prima oară când te la Romană, prima oară când ai ieșit în centru, cum era? Da, da, zici că erai pe altă planetă. Bine, și din drumul taberii să ajungi în centru, trebuie smerind, adică da, da. Să iei pe drum la tine. Îți ții minte că mergeam cu 368, cred că. Da. Mergeam cu micuți și nu mai au până la Romană, știi, prima oară. Doar ne urcam, nu știu dacă voi făceați chestia asta, ne urcam, făceam o tură și ne întorceam în același loc. Da. După care primele ieșiri la Mec, iarăși era excursie până la Mec, ala de la Romană. Stai, ăla Romană s-a deschis prima oară, da. Nu? Prima și după aia mai simte când a venit Mec-ul ăla mobil în parc. În parc unde? La... La noi, cum se numește parcul? În Moghioroși? În Moghioroși. Dar a venit târziu în Moghioroși. Tirul ăla acolo. N-am văzut de această deschidere. Vis-a-vis de tip-top? N-am prins-o. Mamă, a fost tir acolo de Moghioroși. Fratele tocul cu fizică. Voi era la fotbal, exact. Corect? Exact! Era la fotbal, erau la Mec, frate, ce da, da, da. După posibilități. Bun, ce ne-am învățat cartierul? Și cred că ne-am mai învățat, când ne strângeam cu toți după aia la FIFA sau la cine... socializare cu fete la Bayramuri, la oameni acasă. Bayramuri, da, și când erai mai mic, jucai tot felul de jocuri cu ele. Că să-i tertipul. Eu jucam și coarda, eram șmecher la coarda. Flori, fete și băieți, rupeam elastic un două. Aveai, îți găseai de astea, v-ați ascunsele. Aveam gagică, da. Luam de mână și ne ascundeam noi împreună. Când ne găsea pe unul, se știa clar că îl găsește și pe celălalt în același loc, știi? Da, nu, dar astea oricum cred că au fost peste tot jocurile astea. Băi, da, dar... Nu cred că este ceva... Noi mai inventam tot felul de jocuri, mai ales cu mingea. Na, eram disperați cu mingea, inventam tot felul de jocuri. Și era mișto că noi, deci noi în fața blocului aveam un bătător, frate. Bătătorul, da, bătătorul, poarta de fotbal, era sfântă. La acolo s-a inventat fotbalul, acolo a murit, din păcate. Așa, și am așa cam pătrățica. Jucam acolo toate jocurile posibile. Pătrățica, meseriile. Americana, cubaneza, 21-a, centratea. Doamne, câte jocuri, ești nebun. Da, mă, era, nu te plictiseai, ieșai afară dimineața și te întorceai seara. Fără să te plictisești. Mai știu de când am început cu cluburile? Ai fost cu cluburile? Bă, să știi că nu am fost. N-ai fost cu, n-am fost atât de... T-ai prins aia când mergeai la Dumars? Da, am fost la Dumars. Și mâncai și urma după aia la... Da, bineînțeles, asta a rămas. N-aveai cum. Obiceiul ăsta a rămas. Asta era acolo. În creațiile tale. Că pentru mine sunt creații, nu sunt nimic. Le-am scris o întrebare la animația, pentru mine sunt creații. Așa e, așa e. Cât de mult te influențează viața ta de cartier și ce ai văzut acolo, în momentul în care le faci pe partea creativă? Băi, nu știu, mă influențează foarte mult. De exemplu, chestia asta cu sportul pe care o am pentru sportivi. Știi că am tot făcut animații cu David Popovici, am făcut animații și cu Hagi. Cumva de acolo s-a tras, știi? Pentru că făcând tot timpul sport în cartier, mereu am avut o slăbiciune pentru sportivi de performanță, știi? Și am apreciat tot timpul. Că noi nu am fost, exact, știi? Și mi se pare că sunt modelele perfecte pentru tineri și trebuie să promovați, știi? Și din punctul ăsta de vedere m-a inspirat foarte mult copilăria, pentru că ți-am spus. Copilăria la mine a fost bătutul mingii la bătător și în curtea școlii, a fost mostly. Și din punctul ăsta m-a influențat foarte tare și în același timp, colegii mei știu, foștii colegi de la agențiile la care am lucrat,
Știu că mereu făceam analogii de astea cu fotbalul, știi? Că trebuie să ai încredere în omul cu care ești în echipă, trebuie să-i dai mingea, spuneam mereu, trebuie să dai mingea, trebuie să-i dai pase, trebuie să te aștepți să-ți dea pasă, dacă nu ți-o dă bine, bă, îi zici nu ai dat-o bine, dar ai încredere în el să-ți dea pasa următoare, mereu făceam analogii de genul ăsta, știi? Și viața socială pe care am avut-o tot timpul în fața blocului, băi, am fost norocoși când am avut tehnologie, că dacă aveam și noi tehnologie, degeaba ne căcăm noi pe noi când Da, spuneam, nu e adevărat. bă, tinerii din ziua de astăzi stau prea mult pe telefoane, dacă le aveam și noi le Da. rupeam, am fost Da, bulănoși că nu normal. le-am avut și că cumva am fost obligat să ne petrecem timpul împreună, știi? Aveam, dar noi le foloseam altfel pe vremea Da, mă, vei, dar ce vei, un... nu aia. se compară. Da. Amintesc când a apărut caza, că a apărut toate alea, că rupeam netul în două și stăteam zile întregi să downloadăm melodii și A, cu dial-up, ai da, avut cu dial-up? dial-up, normal. Ne aveam liste, frate, îmi făceam liste fiecare ce melodie. Aveam pe unul, pe negru l-aveam, pe trăsică. Da. Negru intra pe Yahoo, Da. aprinsele Yahoo Music, se uita la charturi, la topuri și Așa. făcea listă cu ce era acolo și până apucat și downloadam toți și până a făcut un server intern Mamă, și serios? fiecare avea bucată de downloadat. Deci omul mai întâi făcea topul. Da, frate. Foarte frumos. Și apoi a venit Chiki și ne-a învățat el cu rap, cu nebunicul. Bun, hai să începem atunci. Hai să începem. Povestea lui Mădălin. Povestea lui Mădălin. Așa, short story. Short story. Să întreagă lumea cu cine vorbim azi. Short story. M-am chinuit foarte mult să mă angajez într-o agenție de publicitate și am avut marele noroc ca după multe, multe căutări să mă angajeze o agenție de digital, Webstyler. Bă, și slavă Domnului, am avut noroc de oameni foarte mișto la Webstyler, foarte mișto. Asta așa, înainte de asta, cum ai simțit chemarea asta să duci către advertising? Cum ți-a venit ideea? Cum ai zis, bă, de mâine vreau să, how it work? Cum a ajuns la tine chestia Deci asta? fii atent, a fost long story short. Eu într-a 12 am dat atestatul de informatică. Ok. L-am dat, îl dădeam cu toții să intrăm mai ușor la facultate, că atunci intrai cu atestatul direct. Era o treabă de asta. Intrai cu atestatul direct, nu mai trebuie să dai examen la facultate, mă Da, rog. 7 examene sunt la facultate. Da, there you go. Mă rog, m-am dus și la romul americană, probabil că nu era mare examen. Dar știam eu, aveam eu asta în minte. Bă, dacă iau atestatul, Foarte intru bine. direct. Eu tot la Romul American m-am dus, am făcut, dar 7 examene ca să intru. Serios? Ca pe hoții de cai m-au. Așa, bun. Și când am terminat liceul, nu știam ce vreau să fac cu viața mea și sora mea este avocată și mi-a zis eu, bă, mă duc să fac și eu dreptul, că o să-mi fie ușor, intru, s-a petrecut ceva. Cu ochiul așa să fii atent aici, să prindă povestea. E, și bă, am dat eu atestatul ăla și ca să, bineînțeles că am pus pe cineva să mi-l facă în Flash, atestatul de informatică și în Flash se făceau animații atunci, mă rog, și site-uri, alte, tot felul de lucruri, A fost website-uri nebunia făceai. cu site-ul la Flash. Exact, da, a fost un mare hype atunci. Cred că am avut și noroc că m-am angajat cu hype-ul atunci, Foarte că am urâte. făcut și eu niște site-uri Foarte urâte făiculețe. site-urile astea. Da, erau, dar Foarte atunci, urâte. Atunci, da, mamă, și era... ai mai uite, se mișcă butonul, Da, exact. s-a făcut butonul din albastru roșu, extraordinar. Anyway, și am făcut eu atestatul ăla, țin minte că a trebuit să-mi prind urechile și eu în flash, să știu ce naibii spun profesorului, știi? Chiar dacă mi-a făcut cineva lucrarea, Da. trebuia să-mi prind și eu urechile un pic să știu ce îi zic. Bă, și mi-am prins urechile, mi-a plăcut tare flash-ul atunci, știi? Atunci aveam 18 ani. Așa, am luat atestatul, am intrat la Romul American la drept, în anul 3 mi-am dat seama că nu o să fac asta, nu-mi place neam, așa. Stai o secundă, stai că Zic. încălțești gura ta. Deci tu ai făcut o lucrare de web development în Flash Da. ca să intri la drept. Da, mă, nu, eu, deci când am dat atestatul, Aici logică, ești stai un pic, nebun. nu, deci când am dat eu atestatul în clasa 12, în semestru 2, Vine cu da, cele ce ai făcut, vine cu, nu? vine să Cu mine, acolo. Tu erai când ne băteam cu pietre? Când renovau? N-am fost așa de tâmpit, nu, dar am auzit poveștile. Dar când ne dădeam cu cateta pe... Tu l-ai prins pe Petrescu din Da, plin? da, Haide, că vorbim de Petrescu, putem să vorbim 2 luni. Săracul. Așa, anyway, revenind. Deci eu în semestru 2 nu știam unde vreau să intru, habar n-aveam. Știam doar că dacă mi-au atestatul ăsta de informatică, o să intru mai ușor la facultate, la mai multe facultăți. Ok. Și eu când am terminat liceu, nu știam ce vreau să fac cu viața mea, habar n-aveam. Dar asta e foarte mișto la tinerii din ziua de azi, că bă, știu din timp ce vor să facă și au o grămadă de unelte să învețe ceea ce vor să facă, ceea ce este foarte cool.
Așa, anyway, și m-am intrat la drept, am făcut 3 ani, am știut că nu vreau să fac asta, m-am chinuit, am pus pe foaie, literalmente, și recomand tuturor să facă asta, dacă nu știu ce, în ce direcție să o ia, să pună pe foaie lucrurile că... Nu știu ce zic, e frumos, zi, termină-ți ideea. Să pună pe foaie exact ce le place, punctul 1, punctul 2, punctul 3, și mi-am scris eu pe foaie, mi-am adus aminte că mi-a plăcut foarte tare că mi-am prins urechile în flash-ul ăla atunci. Uh-huh. Și m-am dus, am făcut un curs atestat de învățământ, de Ministerul Învățământului. Am făcut un curs de web design. Am băgat HTML, am învățat HTML să fac, să lucrez în Dreamweaver era atunci. Și am aprofundat flash-ul, știi? Dar mie flash-ul îmi plăcea foarte mult. Mi-aduc aminte că prima tema de atunci a fost să animăm o... să facem o roată, că se mișcă de la stânga la dreapta. A făcut fratele tău, a făcut un oraș văzut de sus cu mașini care se parcau, intrau în curte, da, au la bloc. N-a făcut delivery deloc, ai făcut o roată, perfect. Două morți iei de roată. Două morți iei de roată. Tai tata așa un pic. Da, deci mi-aduc aminte că proful a zis, când a văzut tema, a zis, putem să salvăm și noi tema asta, să o dăm exemplu la ceilalți studenți. Eram disperat, eram cel mai bucuros normal, dar salvează-o. Chiar le-aș scrie acum asta, să văd dacă mai au, dacă mai au tema aia. Bun. Și am făcut cursul ăsta, m-am chinuit cred că un an jumate să mă angajez, timp în care am lucrat și cu tata în construcții, că trebuia să fac ceva. Am fost angajat la vânzător de haine la Tom Taylor, Carrefour Orhideea. Am fost acolo, mă uitam așa cu ochii pe pereți și mă plictiseam toată ziua. Și tot aplicam și am avut și alte joburi înainte să ajung la WebStyler. Am prins niște joburi care credeam eu că au potențial. Da, potențial sau măcar așa lateral să fie în direcția în care vreau eu să mă dezvolt. Și am ajuns la un job, am fost operator PC, așa, asta e. M-am angajat operator PC. Băgai, da, m-am ajuns acolo, nu, și împachetam mouse-uri în niște cutii. Și tastaturi. Mi-aduc aminte, am stat o zi. O zi după zi am plecat. După care m-am mai angajat la un moment dat la o mini-editură de asta de garaj, unde mi s-a spus că o să lucrez în Photoshop și Corel, știi? De care ai făcut, de la Spicy? Da. Mai încercăm altul? Da, bă. Hai, băgăm un coconut, fie ale părând. Bravo. Hai, zi, e tot de întrerupt, știi că pot fi atent. M-am angajat la mini-editura asta de garaj. Și mi s-a zis că o să lucrez în Photoshop și Corel și am zis eu, mamă, fii atent, etichete, ce fii atent că mă încep pe graphic design. Încep acum, rup pe graphic. Am ajuns acolo, două săptămâni am creat niște plăci imense să le băgăm la un printer de ăsta imens, oamenii printau outdoor-uri, știi? Am plecat și de acolo și m-am mai chinuit, am fost la o grămadă de interviuri, toți vedeau că sunt entuziasmat și că eram disperat și cum eram să mă angajez, deci puteam să fac orice la interviurile alea, acceptam orice. Și toți apreciau asta, dar vreau oameni cu experiență. Nu știu de ce, că erau posturi de juniori, da? Unde mă duceam. Da, mă, frate, deci, nu, eram foarte frustrat. Și știu că foarte mulți tineri trec prin frustrările astea acum și știu mulți care trec. Perioada în care eram noi, când eram noi tineri și când ne căutam job, bă, chiar așa, a fost o perioadă, frate, că chiar n-avea logică. Toată lumea angaja oameni pe posturi junioare. Da? Și care crede de fapt că e adevărata poveste? Până când au intrat corporațiile, ideea asta de junior nu exista. Că toți erau antreprenori, da? Toți erau antreprenori, 90% erau antreprenori români la care te angajai, da? Nu erau corporații de mari. Și toți vreau oameni cu experiență. Ei neînțelegând că dacă nu-i formează nimeni pe oamenii cu experiență, nu există oameni pe care era la început. Exact. Treaba, adică... Și cred că odată cu... Și ce mi-aduc aminte chestia asta, că micuț... Deci, eu și pe micuț, nu? Da, da. Micuț, tot altfel, când avem necăutat în joburi și ăsta s-a angajat la Siemens. Mm-hmm. Și eu am zis, cum trebuie că te-ai angajat? Da, mi-aduc aminte că era la Siemens. Cum trebuie că te-ai și acum la Siemens? Wow. Conduce pe Europa de vest, e teama directorul pe acolo. Conduce țări întregi, foarte bravo, chiar mă duc acum, în decembrie mă duc la el. E locat în UK, în Londra. Super, super. Și noi am zis, cum te-ai angajat la Siemens? Ne-ai spun, nu știu, la 16 ani, 17 ani, 18 ani. Cum? Program de internship. Marș, mă, de aici. Da. N-ai cum. Da, eu nu am prins. Și bani? Atunci când am căutat, eu nu am prins de asta de internship. Și știi când mi-ai dat seama cu adevărat că ce face la cu le pe bune și nu la Caterinca? În momentul jur,
când și-a cumpărat iPhone. Ăla primul, nu? Ăla primul. 4 și-a luat și la scurtă perioadă după, vagabondul a venit cu 4S. Și a zis, bă, ești nebun, dar cât căcat bancă știi la Siemens? Mamă! Da. Da. Și atunci a zis, bă, e combinație aici și nu mai mă găsit o corporație decât acum. Și s-a dus la program de internship și a direct, nu? Da. Și de atunci a evoluat în carieră, până acum este pe Europa de Vest, mare director. Super tare. Da, eu nu mi-aduc aminte, cred că a fost și la niște de-astea de internship, dar nu aveau treabă cu ce, sau așa, lateral, nu aveau treabă cu ce vroiam eu să fac. E, și am încercat la o grămadă de agenții și de buticuri și de tot felul de studiouri și mi s-a dat șansa la Webstyle, frate, Mihaela Canja. Și acum îi zic, îi mulțumesc, să-i dat Dumnezeu sănătate, era HR atunci la Webstyle. Okay. Și m-a văzut cât ce drive am, cum sunt și mi-aduc aminte că am avut vreo 3 interviuri și mi-a zis că hai de vino, eram cel mai fericit, deci am fost mega happy. Și cum a fost primul tău job? Yes. Bă, am fost front-end developer și făceam pur și simplu, tăiam newslettere toată ziua, le tăiam, făceam tabele și făceam și bannereală, frate, cum fac toți în agenție, se duc și fac bannereală la început. Corect. Și trebuie să le faci, că te călești. Dar în bannereală aia făceam și, băgam și flash mult, animam destul de mult. Ei, și făceam eu front-end, făceam front-end și creație. Okay. Și eram eu mic și ziceam, mamă, de nu le fac eu, le sparg pe amândouă, le fac pe amândouă foarte bine. Până că exact. Până când nebun, mic. Am mai crescut un pic și mi-am dat seama, bă, dacă le fac pe amândouă, o să fac mediocru pe amândouă. Și am ales creația, bineînțeles. Mi-aduc aminte șeful meu de la dezvoltare, Vlad Manolache, de atunci mi-a zis, bă, ăștia de la creație te vor de mult, dar le-am zis să-și crească oamenii, de impula mea, să-și aducă oameni să-i crească ei. Și acum dacă zici tu că vrei să duci la creație, nu mai am ce să zic, du-te, dar ești conștient că o iei de la capăt, mi-a zis, da, frate, știu, vreau să mă duc. Eu am luat-o de la capăt de foarte multe. Și m-am luat acolo graphic designer. Așa. Apoi am fost art director, iar postul ăsta de art director, că avem... Și tu asta să strească pe mine, că mi-e să bea la cu rom, e bun de pentru pizze. Dar ce mă, asta cu cocos? Asta e bun de pentru femei, frate. E, da? E foarte, e foarte. Ia stai mă că e brusc. Da, ia înapoi. L-ai aruncat? Dă-i lui boss să-l bea. Să bea l-am făcut, bei după mine? Da mă, da, dă-mi pe ce. Pe zi drumul tău, ne mâncam după jos, ești nebun. Da mă, să te mă. După altul. Am crescut în cartier. Nu se ia, din drumul tău nu se ia bolile. Maxim sifilis. Ha mă, că e foarte bun. Hai, bea tot. Ai exagerat. Exagerat dulce. E un pic dulce, dar e dacă bun. Dacă nu-ți place, nu-l bea. Nu mă, nu-mi place, stai liniștit. Zi, ia că te-am întâlnit că te la... E pe ca să aruncăm, știi? Poate Dumnezeu. Eu merg pe Spice Room. Ăștia de la... Da, UK, dacă vrei să dați un ban... Nu e reclamă plătită. Sau este? Nu e plătită. Zine. Nu este. Am început de drum. Nici nu visam să luăm bani pe podcast ăsta. Să-l facem din suflet. Mă rog, dacă vin bani acum, și cum eu sunt, nici nu. Să vină. Nu suntem aroganți, adică dacă vin banii, noi acceptăm. Să vină că e nevoie pentru cauză. Zi. E, și... Așa, Mihaela Canja, m-a angajat, eram cel mai bucuros, m-am dus la creație pentru că vreau să fac asta, mi-am dat seama că vreau să fac asta, am fost graphic designer și după aia am fost art director. Ei, și jobul ăsta, că tot avem, putem după cât să fim fost art director? Bă, am fost vreo 2 ani jumate front-end developer slash graphic designer slash, după părerea mea, dar urmează să discutăm și de jobul ăsta de art director în publicitate, ce înseamnă după părerea mea. Slash art director, am fost 2 ani jumate și apoi am trecut la, când trebuia să fiu senior front-end developer, am trecut la creație, unde am luat-o ca și graphic designer și vreo 6 luni am lucrat și după aia mi-a găsit echipă și am fost art director. Dar știi cum e postul ăsta de art director în publicitate? Zi-o, hai că este... te simt că o ții în tine. Zi-o acum! Jobul de art director. Jobul de art director în publicitate este de fapt jobul de graphic designer deghizat. Pentru că de la un mostly, nu tot timpul, dar majoritatea timpului, un art director trebuie să nu dă doar direcția vizuală. Cât hai tot să ții? Nu e adevărat. O să mă iubească oamenii. Art director. Deci de la un art director se cere să fac, dar și direcție vizuală, dar să facă și execuție. Să știe și niște graphic design. Să știe și niște, să facă și un landing page, un site-uleț, să știe să facă, să miște și niște lucruri eventual, să facă niște animații, să știe și execuție, fotomanipulare, să știe și niște ilustrații. Se cere foarte multă execuție în publicitate, dar
Ceea ce nu e neapărat ok. Eu de-abia acum reușesc să fac pe bune, ca lumea, că am studioul de animație, să fac art direction pe bune. Adică chiar să dau o direcție vizuală, să dau un mood, știi? Și să ai ilustratori și oameni care să ajungă unde trebuie cu execuția, știi? Și tu doar să faci art direction, să dai direcția. Că ăsta este de fapt art direction-ul. Și, dar este și o parte foarte bună la chestia asta. Pentru că apuci să le încerci pe toate, le încerci pe toate, le faci pe toate. Bă, și la un moment dat, cum am făcut și eu cu animația, dai de una care îți place foarte mult și vrei să faci doar aia. Și te nișezi și faci doar aia. Și eu, dacă n-aveam jobul ăsta de art director, să reușesc să fiu în lumea asta unde pot să le încerc pe toate, poate nu găseam această pasiune atât de mare. Și atunci recomand oamenilor să se angajeze ca art director în publicitate. Chiar dacă e un graphic designer deghizat, avansat. Dar sunt multe challenge-uri și asta îi ajută să-și aleagă ceva ce le place în viitor, știi? Ce cred eu? Vezi că eu pun și întrebări dubioase. Foarte bine. Te aștept. Cred că tu ai crescut foarte repede și te și plictisit foarte repede. Până când ai ajuns să faci cu adevărat ceea ce îți place. Da. Corect? Da. Și după aia, then sky is the limit. Da, fix așa s-a întâmplat. Și, și știi de ce am ales animația? Pentru că tu poți să ai o idee de creație, poți să ai o idee de spot animat sau poți să ai orice fel de idee ai, tu poți să o execuți. Când treci la execuție, la partea de animație, poți să o execuți în infinite feluri. Adică eu pe tine pot să te animez acum realist, pot să te animez foarte simplist, minimalist, outline, un orice, absolut orice fel, știi? Și atunci mie, exact cum ai spus tu, mă plictisesc repede de lucruri, iar animația mi-a dat această oportunitate și de asta îmi place și animația comercială, să fac spoturi TV, animate nu doar spoturi TV, ci și spoturi online și explainere, îmi place să fac asta pentru că fiecare brand îți vine cu un alt challenge, are un alt, un alt stil, știi? Și atunci faci ceva nou, întotdeauna mi-a plăcut să învăț lucruri noi. Dacă trece o săptămână sau nu știu, dacă trec două săptămâni să nu învăț ceva nou sau să nu mă exprim creativ, să nu simt că am acumulat, mă ia depresia. Și atunci animația mi-a dat fix ocazia de a mă exprima în multe direcții. La câte agenții ai trecut până acum? Bă, am fost la Webstyler, am stat 6 ani de zile. După care de acolo am făcut un studio împreună cu 2 colegi de acolo de la Webstyler și unde din inerție normal că am făcut tot digital, am făcut tot publicitate, am făcut și branding, le-am încercat pe toate și acolo și ne-am oprit la un moment dat la animație. Eu am plecat de acolo la un moment dat de la vână și m-am angajat la Publicis unde dacă până atunci am făcut digital, am vrut neapărat să fac ceva nou, bineînțeles, cum ți-am povestit, și am vrut să fac ATL, am vrut să fiu mai aproape de concept, de idee, să fac spoturi. Și am învățat și bucata asta și m-a ajutat foarte mult pe ceea ce fac acum pe animație, pentru că reușesc cumva să creez povești în scurt timp, știi? Și publicitatea chiar te învață asta, că trebuie să rămâi în 30 de secunde să zici o poveste, în 15 secunde să zici o poveste. Acum 5. Ajutat. Acum 5, da. În 5 pui cartonul. Cartonul de preț în 5. Păi, deci, țin minte. Am văzut primul case study de la Lupark. Dar Lupark pentru mine, pentru Edu, oamenii sunt... Deci uitați-vă la case study-urile Lupark și învățați marketing. Da, sunt foarte tari. Deci oamenii sunt geniali. Și mă uitam cum au arătat ei cum fac și acum am văzut prima oară. Pentru că încă o chestie, de asta facem podcast-urile, pentru că nu te învață nimeni. Și în agenția, că nu stă nimeni să înveți după tine. Da. Adică ori înveți on the go, ori go home, adică... Bă, sau eu unul am avut mare noroc de oameni, da, foarte mișto. Noroc, da, pentru mare noroc. Da, și da. Sunt conștient că am avut noroc. Da. Adică eu dacă mă duceam la oameni... Da. Că la Publicis deja erai senior. Da, dar și acolo am avut noroc de oameni. Că uite, deci eu la Publicis mi-am format așa un cerc, știi? Cercul de încredere. De unde cer feedback constant fără să fii defensiv? Uite, pentru mine și la studio contează foarte mult la oameni să nu avem defensivă la feedback. Și când mă refer la feedback, mă refer la un feedback, un feedback argumentat. Că nu poți să vii la om să zici, bă, fă așa că așa trebuie, așa îmi place mie, așa trebuie. Nu, argumentat. Și dacă omul simte la finalul zilei că
produsul lui este mai bun decât înainte de feedback, it's a win for everybody, știi? Corect. Ce vreau să zic este că I totally agree with you. Ce vreau să zic este că tu ai fost un norocos. Da, mega norocos. Sunt conștient de asta. Și ce vă sfătuiesc este să vă duceți la podcastul din sezonul 1, unde vorbesc cu Alexandra Spascu, colega mea de Head of Brands, unde vorbim de personal branding în cadrul companiei. Uh-huh. Pentru că ce îmi spui tu este că tu ai avut un personal branding foarte bun făcut în cadrul companiei, astfel încât everybody gravitated around you, astfel încât să te ajute și cumva cerând feedback-ul ăla, dar vin de la tine, n-ai avut o procedură ca să se întâmple. Da, m-am dus eu peste ei. Exact. Și am avut noroc de oameni care să-și ia timpul ăla să-mi povestească cum au făcut lucruri să nu mă trimită la plimbare. Știi? Asta pentru că ai avut un personal branding foarte bun. Da. Dacă ai arogant, dacă ai simțit, nu te băgai mesaj. Bravo, da, așa e. Dea un șpiț, nu știi ce te-a lovit. Așa e, da. Acum, revenim la Lupark. Băi, acolo am văzut prima oară oamenii acum gândesc spotul de 30 de secunde plecând de ATL versus digital. Mm-hmm. Și arătau, bă, în primele 5 secunde, că am non-skippable, da? În primele 5 secunde te sară brandul. Și arătau cadrele făcute din creația asta, când în primele 5 secunde se mai arată brandul. Uh-huh. După care pe 15, cât am pe TV, am brandul plus mesaj. Uh-huh. Uh-huh. Da? Împreună, da. Împreună. Și după aia am încă 15 secunde să zic restul poveștii. Da, super tare. Adică și arătau efectiv în creație. După care am văzut prima oară, Și era rețeta asta pe care o țineau tot timpul, nu? Da, o țineau tot timpul. Da, și era sfântă. Da, și o și acum. Da, e mișto că e asumată, știi, și nu se frustrează nimeni. Aolo, a zis clientul logo-ul mai mare, știi? Nu, frate, uite, trebuie să facem așa, știi? Exact, apoi mi-a răzut brandul în primele 5 secunde. Trebuie să fie logo în primele 5 secunde, că e non-skippable, și aia e. Da. Și după aia am văzut, mi-am amintit și acum, să mă contrazică cineva dacă are curaj, am fost primul om din România care a mers și a zis, nu, pe digital face 9 pe 16, nu mai este certific pe 9. Bravo! Acum 7 ani, boss. Mamă. Și știi cum mi-am dat seama de chestia asta? Am văzut un spot la Tiffany din America. Mm-hmm. Ei au filmat un spot la Tiffany 9x16. Da. Și mi-am înțelege de ce. Mm-hmm. Mobile first tot timpul. Da, mobile first. Și acum că toți sunt toate RM-ele, sunt cu mobile first. Dar nu știu că și când am vorbit noi, când am avut proiectul animația, erai disperat să faci mobile first. Erai cum mai asta ziceai. Iar anul ăsta, nu știu dacă e că mă rog, sigur, știi, Instagram a zis 9x16 va fi front în ad-uri. Da. Gata, s-a dus 4x3, 1x1, toate mizerile alea. Serios? Da, e official, încă nu am tot în România. Mm-hmm. Îți dau articol să vezi. Am văzut pe Instagram că vrei să bagi postare normală și ți-l faci mereu reel. Tot timpul da. Se face reel. Da. Video e altă discuție. Și ce, o să te obligezi să-l pui? Da, 9x16. Nu mai există, nu se mai există, 9x16. Oh, okay. Am anunțat deja. Am anunțat câteva luni. Afară mi se pare că am și implementat. Mm-hmm. În România nu așa. Îți dau oricum, citești articolul. Mm-hmm. Dar. Hai să vedem la feedback, ai zis feedback de 100 de ori până acum. Și un debate care l-a lansat Cernătescu. Da. Da? Că el a fost primul care a filmat. Cernătescu a făcut un... Ce a făcut? Că nu e exit. Un joint venture, nu știu, whatever, un joint venture. Uh-huh. A făcut un joint venture cu Stefanini. Uh-huh. Stefanini este cea mai mare firmă de IT din America de Sud. Uh-huh. Nu cred că e Columbia, nu? Ok, de America de Sud, am uitat de unde. Și acum ai lucrat de foarte mult pentru America, foarte mult pentru US, alte rate card-uri, alte nebunii aici acolo. Îmi povestește, după că n-am voie, te iei cu mâinile de cap, suntem... Mă rog, poate, bravo lor. Și zici, povesteam modul în care ăia primesc și dau feedback în state, de la client la agenție, versus cum se primește și se dă feedback în România. Și concluzia discuției a fost în felul următor, că noi nu știm să luăm sau să dăm feedback, pentru că feedback nu este în vocabularul nostru ca români. Noi nu avem conceptul de feedback. Și acum întrebarea este, dacă tu ai fi să traduci feedback, cum dracu îl traduci în română? Că noi n-am găsit. Băi, l-aș traduce, știi cum l-aș traduce? Fix așa, unealtă de îmbunătățire a produsului. Pentru că eu consider că feedback-ul... Să fac pula ce deștept, nimeni n-a schis să până acum. Băi, feedback-ul... Am un cuvânt. Cum traduci feedback într-un cuvânt? Îmbunătățire. Îmbunătățire. De ce? Asta înseamnă că ceva că e prost de la început. Nu e adevărat, nu. Ce faci tu poate fi îmbunătățit întotdeauna. Oricine face ceva poate fi îmbunătățit. Și tu dacă ai îndeajuns de multă încredere în tine cât să ceri feedback,
produsul tău va fi mult mai bun. Este o unealtă foarte bună de a-ți îmbunătăți produsul. Pentru că tu, când ești băgat într-un proiect, stai în el 8 ore, 10 ore, 22 ore, stai în el, bă, sunt unele lucruri pe care pur și simplu nu le mai vezi. Și tu dacă ești obișnuit ca să ceri feedback de la omul de lângă, de la niște oameni de la care, nu știu, pe care ai încredere în ei, știi? Dacă tu le ceri feedback, îți garantez că indiferent dacă oamenii ăia sunt în domeniu sau nu, că eu am, deci în cercul meu de feedback sunt oameni care nu au treabă cu ce fac eu, oameni care au treabă cu ce fac eu și văd niște detalii Se de peste tot. de peste tot. Și dai tuturor și îți garantez că la orice proiect o să primești un feedback care îți va îmbunătăți produsul, pur și simplu. Dar ca să ajungi acolo și să fii confortabil cu acele feedback, trebuie să ai încredere în tine, știi? Și să nu iei defensiv ceea ce primești ca feedback, știi? True. Și atunci, nu știu, eu asta zice, feedback-ul este, înseamnă îmbunătățire. Bă, mi se pare că e... am și îmbătat un pic. Hai noroc, să trăiesc, să fiu sănătos. Și eu. Mi se pare că este atât de mult bun simț și modestie în ceea ce spui, Mersi frumos. încât... Nu e, mă, e un lucru normal, nu, chiar așa este. Băi, nu E o e, e, e chestie un normală. lucru normal dacă l-am găsit în toată lumea, dar nu-l găsești. Deci modestia și bun simț de care tu ai dat dovadă de când te-am cunoscut, pentru mine Mersi, înseamnă mult. este o și felicitări pentru asta. Să rămân, mersi mult. Hai noroc. Să fii sănătos. Publicis, vână Publicis. Ce face Madalina acum? Madalina acum are un studio micuț. Am o mână de oameni cu care lucrez. Nici măcar nu e o mână întreagă, că suntem patru, nu? Se presupune că o mână ar trebui să fie cinci, nu? Da. Unul pentru deget. Suntem patru oameni și avem și un intern. Deci, deci cinci, frate, deci gata. Cinci, da, Ai un făcut intern. pumnul. Exact, l-am făcut. Și este studio de animație și arte vizuale. Adică facem și ilustrație, vrem să mergem și în direcția statică a lucrurilor, știi? Nu vrem să ne oprim doar la animație, dar le luăm pe rând. Le luăm pe rând. Deci studio de arte vizuale și animație. Asta suntem. Și foarte exciting ce fac în fiecare zi, mai ales că mi-am adunat oameni exact ca mine în jur și am mare noroc și de soția mea că mă ajută pe partea asta administrativă, frate, că dacă o aveam pe astea, o fac eu, Da, murei. mureau, deci nu eram niciunde sunt De acord. acum și îi mulțumesc că mă ajută foarte mult. Mai am în echipă un ilustrator, un animator și eu, care coordonez proiectele și fac și execuție, că încă n-am ajuns la momentul ăla în care să fac doar regie, să zicem, că asta trebuie să fac cu timpul. Fac și foarte multă execuție. Ei, și în paralel cu studio am și acest nume alias Mad Animator, unde fac content de-al meu propriu, știi? Unde încerc să educ oamenii să mai fac tutoriale și să fac și content animații funny. Funny și din alte lumi, nu doar funny. Că uite, de exemplu, am făcut-o pe asta cu David Popovici, care nu e funny, te Da, inspiră. dar rupt. Și da, a fost bine cu David. Și o să fie și partea a doua și pregătim ceva mișto. Zic aici în premieră la tine. Bă, Ok, pregătim, vrem să facem o ceva. să apară în decembrie, nu știu dacă mai fi. Nu, stai, nu, o să apară înainte de Jocurile Olimpice. Ah, E 2024. ok. Dar trebuie să o pregătim de pe acum, că e mare. E Da. mare. E mare și o să fie Pentru mișto. toată lumea? Pentru toată lumea. Ce mișto. Mersi, mersi. I Ei, asta a saw făcut. that coming, ca să zic așa. Deci nu știam, dar era next step. La cât de bine a mers aia, Da. era tare. Cum... Pentru ai avut așa, dacă ține bine minte. Agenție, antreprenoriat, agenție, iarăși antreprenoriat. Da. De ce ai făcut tranziția înapoi către antreprenoriat și n-ai rămas în agenție? Că Publicis e one of top 3, cred, sau top 5 agenții de la noi. Deci m-am dus înapoi în... Da. Bă, eu m-am dus la Publicis cu gândul că la un moment dat o să mă întorc pe ale mele, știi? Ok. Și știam că vreau să fac multă animație și atunci Publicis mi-a oferit șansa asta, dar nu pe atât de mult pe cât mi-aș fi dorit eu. Și am știut că la un moment dat, bă, o să mă întorc să fac doar lucrul ăsta, știi? Aveam în agenție, am avut și multe proiecte de animație, încercam să mi le trag spre animație, dar am avut Kinder-ul ca client, ca să-ți dai seama, și am făcut și acolo animație. Și lumea din agenție mă știau că mișc lucruri,
mici lucruri și veneau când aveau nevoie de chestii animate, veneau spre mine și reușisem la un moment dat să mă duc destul de mult spre direcția asta, dar am dorit să-mi fac echipa mea întotdeauna, știi? Și m-am întors la antreprenoriat. Când am fost prima oară, când am făcut prima oară pasul ăsta, nici nu cred că eram destul de copt, știi? Sincer să fiu cu tine. Adică acum am luat lucrurile, pentru că am avut experiența aia, le-am luat mult mai bine și mai calculate și mai cu cap. Și ți-a venit și experiența de publicitate, sunt sigur, ne-ai învățat clienții, ne-ai înțeles cum stau lucrurile, cum vine partea de business, cum se fac bugetele. Exact. Adică you got a lesson, știi, în antreprenoria de acolo și în ce se întâmplă în industrie, să zic așa. Exact. Și plus mult networking, pentru că am cunoscut foarte mulți oameni mișto. Și au văzut cum lucrez, mi-am dat interesul, pe unde m-am dus, am stat cu până la, mi-am pierdut nopțile să iasă bine, știi? Chiar mi-am dat interesul pe unde am lucrat și na, m-au ținut minte și acum ei publicist când dau proiecte de animație, e că dețin auto. Da. Deasupra capului lui Mădălin acolo o să fie un link către alt podcast pe care am făcut tot cu Alexandra, în care vorbim cât de important este networking-ul în cadrul companiei în care lucrezi. Da. Este mai important decât know-how, este mai important decât orice. Da. If you have a good personal branding și un networking bun în cadrul oricărei companii în care lucrezi, așa se întâmplă lucrurile, de fapt. Da. Poți să fii tu the best professional ever, nu o să avansezi, nu o să faci nimic fără personal branding și networking. Da. Never, never, never. Da. Și, this is how it works, adică. Așa e, dar și networking-ul ăsta ți-l faci tot muncind și dându-ți interesul foarte mult. Normal. Așa ți-l crești. Și pe unde te duci, eu le recomand tuturor, băi, unde mergeți, fiți cât mai, sau faceți-vă cât mai indispensabil cu putință. Da, humble. Știi? Și să fii humble și să muncești, să le fie greu dacă pleci. Că altfel negociezi și salariu, altfel ai și tu încredere. Că uite, eu am făcut treaba asta mea acum, sincer să fiu, având în minte și plasa de siguranță. Pentru că, bă, dacă fucked up, dacă nu o să reușească, mă întorc oricând, pentru că mi-am păstrat relații bune. De ce? Pentru că chiar mi-a dat interesul să fac treabă bună. Nu ai gri. Da, mă, că ai intrat. Mă gândeam, nu știu cum să spun următoarea întrebare, că e... E discuție lungă aici. Dar ai vrea să fie din altă perspectivă. Ia. Că toți suntem un răspuns tehnic. Sunt sigur că te vei gândi la un răspuns tehnic. Ia. Și eu nu vreau un răspuns tehnic neapărat. Bă. Întrebarea este cum se face o animație de la brief până la ok-ul final al clientului. Și o să spui, păi luăm PS-ul, luăm AI, frumos. Luăm toate softurile alea, prima oară fac eu schiță și după aia bag într-un soft și dau la client și o aprobă. Dar ăia iei și pe Insta, iei și pe TikTok, pe așa? Da, am breakdowns pe Instagram. Ai breakdowns pe asta și chestia asta o ai. Mm-hmm. O să pun și eu un podcast acum. Very smart, da. Dar mai mult de atât. Cum... ne dai și ceva un șervețel lume, te rog? Să rămân la Vlad, să trăiești 1000 de ani. Te ținem pe la ora asta. Știi că Vlad va fi ultimul invitat al primului. Te plictisesc doi bătrâni. La o oră târzie. Vlad este fix omul care ar trebui să fie la podcastul ăsta, știi? Și la sfârșit de sezonul 1, ultimul podcast o să fie cu Vlad. Ce tare. Ce ca bine. Să ne povestească cum a fost experiența lui behind this GoPro. Da, ce cătărică. Știi? Și cum e să lucrezi până noaptea, cum e să faci chestia asta. Cum și e din să... perspectiva unui om care e la început de drum. Exact. Foarte tare. Și care trebuie să lucrezi în industria asta. Cum e să stai cu... Dar ce să zic? Da, dai seama că nu poate să zic că m-au plictisit bătrânii ăștia de m-au rupt cu publicitatea lor. Da, așa, uscat dacă e. Să băgă mai ce să zic? Că și el. Nu știu, vedem, nu vreau să-l influențez. Dar a văzut și el cum e să lucrezi până la 3 dimineața, să iei cadre și să nu se pupe cadrele și după aia să spargă o cameră și să ne mișcăm cu luminile după noi printr-un Anto Mazda Cabrio. Intro care ai făcut tu acum. Intro e făcut de Mădălin, by the way. Logo e făcut de Mădălin, by the way. De ce parte din advertising unplugged team? Bun. Așa, hai să-ți dau și răspunsul când mi-ai dat o explicație care să nu fie tehnică. O explicație care să nu fie tehnică pentru procesul de creație. Da. Cum pleci de la brief până când
Păi așa mă duci în tehnic. Da, frate, pe la nu. Păi nu, cum îți vine inspirația? Bă, eu sunt client, da? Da. Și zic, vreau să-mi faci asta, că știu cum e brief-ul, da? Vreau să-mi faci, nu știu, să-mi faci o animație pentru... Care e ultima animație pe care ai făcut-o? Hai să luăm ultimul brief. Băi, avem o animație făcută pentru Storia. Avem acum. Așa, cu București, foarte București. Cum îl ducea să rămân. Băi, sunt versurile scrise de Vasile de la Utopia Balcanică. Ok. Muzica este a lui Distors, Ironic Distors. E un gagiu foarte talentat. Mamă, ce mișto cântă băiatul ăla. Și acum l-am descoperit. Este amazing. Vă recomand să-l ascultați. Așa, și ideea este de la Publicis, bineînțeles, na, cum știi, vine brief-ul de la client, agenția vine cu ideea și o idee foarte drăguță și ei atunci în momentul ăla pot da și sugestii, bă, s-ar potrivi să facă versurile pentru melodiile astea, că vor fi mai multe orașe, să facă Vasile de la Utopia Balcanică. De ce? Știau probabil că el a mai făcut melodii de astea așa, făcute de el, cântate de el, la cartiere, știi? A făcut la cel puțin un cartier, dacă nu două, le avea pe YouTube. Și normal, te duci la omul care știi că a mai făcut chestia asta și îi place și ar putea să scrie bine. Bă, l-au găsit foarte bine. Și pe băiatul ăsta care cântă, iarăși l-au găsit foarte bine. Și pe mine, m-am găsit, iarăși l-au găsit bine, foarte bine. Și a făcut o echipă, au făcut o, am echipă. Făcut împreună o echipă foarte mișto și e totul, e foarte... E destul de spontan, știi? Ei mi-au dat mie un cover cu coverul melodiei București, unde sunt mai multe ilustrații. Mi-au dat și o direcție, dar mi-au dat și libertatea de a face ce simt pe ea, știi? Bun. Hai să dau alt challenge. Am înțeles. Poate să vin de la agenție, doar ai implementat-o, e cumva mai simplu, să zic așa. Hai să luăm pasă cu Popovici. How did that come up? Bă, inspirația este foarte simplu. Omul inspiră o generație întreagă de copii, de sportivi, de oameni. Uite, eu când am citit-o pe aia că el se trezește în fiecare zi la 4 fucking jumate și are, bă, un altă kilometri întregi pe zi. Adică eu când am aflat asta și am avut norocul să-l și cunosc așa lateral, că la un moment dat am lucrat în clădirea unde aveau ei bazinul și se antrenau când erau juniori. Anyway, și eu când am aflat asta cât de mult muncește băiatul ăsta, bă, mă chinuia și o să mă trezesc mai devreme aici, nebun. Și îți vine inspirația, îți vine, pentru că atunci când te inspiră cineva, vin idei. Și știi că vrei să faci ceva cu el. Bă, vreau să fac ceva, vreau să vorbesc despre băiatul ăsta, știi? Da, și s-au venit câte idei? Adică îți vin 50, 100 de idei. Și cum? Bă, nu știu, știi cum e? Cum faci breakdown? Le ai în minte, probabil și la tine la fel, ai în minte că vrei să faci ceva. Și nu-ți vine când pui pe foaie, știi, când hai, acum trebuie să-mi vină ideea, nu-ți vine niciodată atunci. Te duci acasă, faci duș, bagi mâna în apă, vezi o știre, vezi un film, vezi acolo o torpilă, vezi o zici, ia, pe aia stai mă puțin, știi? Ce dracu vezi o torpilă? Vezi, te uiți la vreun film de acțiune, Rambo, cu toți nebunii cei, vezi torpile cum te vrei, știi? Nu, faci legături, în capul tău se fac, când ai mintea deschisă și știi că trebuie să găsești ceva și este deschisă spre a găsi ceva. Ceva divin cumva, nu? Nu, e mă divin, nu, e exercițiu. Pe mine m-a ajutat foarte mult advertising-ul, pentru că întotdeauna trebuie să găsesc povestioare pe care să le zic într-o postare statică sau o animație sau un spot TV de 30 de secunde și cumva ai mintea antrenată, după părerea mea. Și am avut, într-adevăr, de mic am avut și chestia asta, inventam tot timpul jocuri. E o chestie, dar nu cred că e divină. Se poate antrena, dar chiar trebuie să o antrenezi. E divină în sensul că it's coming to you. Da. Îți vine. Faci legături. Bun. Și ai făcut legătura. Ai zis, bă, vreau așa. Da. Și după aia te-ai apucat să o schițezi. Da, am schițat-o și am făcut, deci primul lucru pe care îl facem la agenție, fac eu niște schițe, zici că sunt niște hieroglife, așa le zicem. Dar sunt foarte importante pentru că setează scenariul, știi, și ce se întâmplă acolo. De acolo ilustratoarea face storyboard-ul și ilustrația și apoi le animăm. O animăm, găsim muzica, punem sound design-ul și cam asta e animația. În tot procesul ăsta. Da. De câte ori te oprești pe la mijloc și zic numai ce trebuie? Da. Foarte des nu s-a întâmplat să mă opresc. Da. Deci a fost un proiect la care am lucrat. Un proiect în care l-am animat pe
pe Hagi, Ronaldinho și Zidane. Era pentru o emisiune sportivă online. Uh-huh. Bă, și am luat-o cu proiectul ăla de la capăt, cred că de vreo 5 ori. Am încercat ceva, n-a funcționat, bă, unul de la capăt. Am încercat ceva, o altă tehnică de animație, n-a funcționat. Până unde ai ajuns? Ai ajuns până la animație sau până la scris? Am ajuns, acolo am ajuns până la animație. Deci am ajuns până la execut, pentru că animația nu funcționa cum trebuie, știi? Okay. Și acum aș schimba o grămadă la ea. Dar, făcând lucrul ăsta, conștient, că după părerea mea e foarte important când te bagi într-un proiect, indiferent câți bani câștigi din proiectul ăla, da? Indiferent că câștigi un căcat de 5 euro sau 10 euro sau 2000 sau 5000 de euro, bă, tu la final îți pui semnătura. Și că niciodată nu trebuie să scoți de la tine mai puțin decât ce poți, știi? Da. Și dacă tu simți că nu ești acolo, bă, nu suntem acolo, trebuie să fii dispus, să fii conștient că semnătura e atât de importantă încât să o iei de la capăt, Și am luat-o de la capăt de vreo 5 ori, dar pentru că am făcut lucrul ăsta, următorul proiect care a fost în stilul ăla, bă, ne-a ieșit super repede și super bine. Și de acolo ne-am dezvoltat o tehnică pe care o folosim și acum la multe animații, pe care am folosit-o și la David. Cât de important e să ai această, că ce înțeleg eu, este că tu spui așa, chiar dacă eu antamez un proiect pe o sumă de bani, da, pentru că vreau să fiu un joc ăsta on the long term, da, este un joc în care nu mă învață nimeni nimic, că nu are cine să te înveți, this is the reality, da. Este un joc în care mă învăț singur, prefer să investesc timp on top de la mine, astfel încât să învăț pentru the long run. Exact. Corect? Da. Okay. Și acum vin eu și te întreb, cum se pupă asta cu, hai să nu spunem, noua generație, dacă oamenii care lucrează de la 8 la 5 și vin la tine peste 3 luni și zic că vor să fie avansați? Bă, eu cred că ține de management aici, pentru că, uite, eu am plecat pe fenta asta de a lucra foarte mult overtime și nu cred că este ok. Uite, eu la mine la studio, când se face ora 6, ora de plecare, le spun mereu, bă, hai acasă, toată lumea acasă. Dacă se lucrează peste program, oamenii întotdeauna trebuie plătiți în plus sau să le dai alte libere, știi? Dar faptul că managerul nu e în stare ca în programul 8-5 să nu-i dea tot ce are de făcut și feedback-urile necesare cât să crească, uh-huh, și să fie bine și să... Că eu simt cu oamenii mei cum cresc, au crescut foarte mult de când lucrez cu ei și... Da, dar asta e ușor pentru noi cu o echipă mică. Așa e. Nu știu cum o să fie cu echipă mare, o să fie mult mai greu, știu, am trecut prin o creștere de asta rapidă. Ai o echipă mică și foarte nișată. Da. Nu știu că vii la mine, care am 6 departamente și 40 de oameni. Da, e altă joacă. Este timp într-o zi numai să mă văd cu ei. Da, e altă joacă. Dar trebuie să delegi. Asta e. Trebuie să delegi, atunci tu trebuie să te ocupi de oamenii care deleagă, știi? Adică eu cred că depinde foarte mult cultura organizațională și managementul pe care îl ai. Oamenii depind foarte mult de lucrul ăsta ca să crească la 8 to 5, pentru că, come on, ei trebuie să lucreze de la 5, pentru că ei nu împart cu mine. Eu ca angajator nu pot să le zic, bă, lucrați că lucrez eu, că eu nu împart cu ei firma, înțelegi? Firma aia e a mea, oamenii trebuie să-și vadă de viață și trebuie să se simtă bine și trebuie să rămână. Pentru că eu dacă îi alerg pe ei până la 2 noaptea, ei or să plece și ce-am rezolvat? I-am învățat o grămadă de lucruri și plec. Să fii fericiți. Și pentru talente? În ce sens? Pentru oamenii care they want to go the extra mile? Bă, întotdeauna ei au un curs de făcut. Și este alegerea lor dacă se duc acasă și fac cursul ăla, sau e alegerea lor dacă, uite, ilustratoarea, de exemplu, desenează pentru ea, ajunge acasă, desenează pentru ea, pentru că e pasionată. Again, iarăși, ei trec chestia asta nișată la mine și probabil că la mine este așa, ei sunt foarte pasionați de ceea ce fac și când ajung acasă, tot aia fac, ceea ce fac și eu, știi? Bă, da, fac pentru ei măcar și chiar dacă învață acolo, îmi fac pentru ei și eu îi încurajez să facă asta, să învețe pentru, să posteze pe Instagram, să facă lucruri, știi? Îi încurajez, dar să facă pentru ei. Pentru că, uite, la noi în bucata asta, artiștii, din păcate, foarte mulți au avut multe traume din facultatea de arte, bă, și nu arată ce fac, frate. Nu arată ce... N-au încredere în ei, pur și simplu.
Și contează enorm de mult încrederea pentru artiști. Mă rog, contează pentru toată lumea. Știi? Că ți-e frică de judecata aia, mamă, postez de asta, ce zice lumea, e bine, nu e bine, proful, au luat proful de anul 2, ce o zice de asta? Există la alte profesori care sunt updated? Ce anume? Care sunt în pas cu realitățile actuale? Bă, să știi că, uite, am fost la Animest anul ăsta, la competiția românească de animație. Și am văzut mai multe lucrări anul ăsta decât în alți ani, foarte mișto. A fost procentajul de lucrări marfă, tare, a fost mai mare decât alea mai slăbuțe. Okay. Chiar m-am bucurat. Și la petrecerea de după am reușit să cunosc niște profesori foarte mișto de la UNATC. Acolo au un master de animație, de regie de animație. Și am cunoscut niște profi foarte, foarte mișto. Dar e posibil ca ei să fie niște excepții, știi? N-am făcut... Băi, cu excepții se creează reguli, știi? Știu povești de la un arte, de exemplu, știu povești de traume nasoale de date de profesori la copii. Adică, nu știu dacă sunt trei studenți care se iasă de acolo să zică că, mamă, ce... Rup! Ce inspirațional a fost această facultate. Și băi, și nasol, mă, că se duc cu o grămadă de drive, știi? Se duc cu tot sufletul acolo și se lovesc de niște ziduri, de niște oameni care le impun un anumit stil, că doar stilul ăla există pe lumea asta și doar ăla. Doar dacă desenezi pe foaie, nu știu cu ce acoarelă ești artist, dacă desenezi pe tabletă, nu mai ești. Și da, e nevoie de un update mare la noi, dar se fac pași. Din ce văd eu, se fac pași. Atunci ar trebui. Ia zi. Ce mesaj are Madalin? Da. Vezi ca să o tăiem și o punem pe TikTok, zic de pe acum. Mm-hmm. Deci ai grijă, poți formule, stai, te gândești, nu de din primul. Sper să dau treabă că la o parte. Ce mesaj are Madalin pentru studenții care intră acolo sau pentru copiii sau oamenii care vor să apuce de animație? Mă, aș avea un mesaj pentru toți tinerii care se apucă de absolut orice. Eu am observat, și în advertising mai ales, am observat chestia asta, că mulți vor să taie etape, frate. Adică am observat că mulți nu învață craft îndeajuns de mult, de bine, okay. Și vor să fie șefuți, șefi, grup creative director, dar ei nu au învățat craftul foarte bine, înțelegi? Va veni natural dacă tu faci un craft bun. Natural va veni momentul în care vei fi acel șefuț care îți dorești să fii. Deci asta i-aș sfătui, să nu mai ardă etape. Poți să-mi se pare că ești minunat că ai spus chestia asta. Alexandrei Pascu, care acum este la mine Head of Brands. Fix discuția asta am avut-o cu ea și copy paste ce ai spus tu. Acum că vine la mine și zicea, ea știe discuția, deci nu-i răspuns. Ok, și ăla nu ce avansez. Este că te-abia ești pe poziția asta. Păi da, la anul ăsta, gata, mă avansez, nu? În cazul ăsta ai 27 de ani sau 28 de ani atunci. Înseamnă că la 35 te pensionezi. Că ai Head of Brands, mai Marketing Manager, mai Regional, mai Global, mai Egypt și te-ai pensionat la 35 de ani. Gata, le-ai bifat pe toate. Da, nu e... It takes fucking years to own that. Da. Și ce vă zic? Să vină natural, să nu fie cerută, să fie dată, să fie atât de bun și indispensabil încât să se vină să zic, bă, gata, de mâine avansezi, știi? Și trebuie să înțelegeți o chestie foarte importantă, că poate voi vreți să crească, ei vor să crească, da? Băia pe partea cealaltă a mesei, bă, dați de mine. Și el știe. Și atunci nu poți să vii să stai la masă cu un om care nu are setup-e, da? Și care are niște așteptări de la poziția din fața lui. Și să vii și o să desfințez în trei cuvinte. Pentru că nu ai experiența suficientă să-mi răspunzi cerințelor. Pentru că ce facem noi ca oameni de marketing la client este dăm copilul nostru, dacă este așa, și-l dau ție să-l crești. Adică eu l-am crescut până acum, am avut grijă de el, l-am adus undeva. Ești da? Control freak un pic așa. Nu da control freak, dar asta e adevărul. Eu îl iau și ți-l dau ție. Da. Și ai așteptări foarte mari. Am așteptări în primul rând foarte mari să-l crești, bă, dar să nu scapă pe jos. Da. Dar și spui cum să nu scape pe jos. Normal că și spui, dacă eu te întreb în trei cuvinte cum îi schimb Pampers-ul și tu îmi zici că dă-l dracu de Pampers când are nevoie și eu știu că
Că da. Care are nevoie de pentru că n-ai ars etapele și dacă ar... Exact. Da, asta e important. Știi? să nu arzi etape, este foarte important. Eu am o chestie care le explic, am explicat-o și echipe și le explic și la toată lumea. E simplu. Și am spus-o și în podcast și mai zic încă o dată. Dacă și vorbim și de partea aia, vorbim și de partea asta, da? Mm-hmm. Nu suntem aici ca să facem profit. Da, nu, end of day. E de end of day să faci profit, da? Normal. Că e frumos, că vrei să... Toți vindem. Da, toți vin. Toată viața noastră este o poveste de vânzări. Da? De la cum te vinzi tu personal până la așa cum îți cucerești și imediat, inclusiv cum îți cucerești iubite, tot un sales pitch. Da? Așa e. Sau cum ea se vinde că trebuie ca să fie cucerit, da? Și atunci e simplu. Dacă eu trebuie să vând 100 uh-huh. și am buget de marketing 2, da. Vin și zic, Mădălin, ia buget de marketing 2. Dacă vând 120, am buget de marketing 2.5. Și zic, Mădălin, avem buget de marketing 2.5. Dacă eu vând 90, nu-ți dau buget de marketing 1. Uh-huh. Zic, boss, noi acum plecăm acasă pe toți, că ne-a concediat ăștia. Da. Că așa funcționează. Da, așa e. This is how it fucking works. Nu faci profit. Da. Nu te joci cu nimic, da. N-ai bani de jucării. Știi? Uite, de asta revenind la ce ai spus de băieția de a o rețeta. În primele 5 secunde trebuie să vadă brand-ul. Da. În primele, tot acolo se duce, da. Cu obiectivul ăsta. Și așa e, că fără profit n-ai cum să zici povești. Și poveștile vând de end of the fucking day. Poveștile vând că nu doar în advertising, poveștile vând in a daily life. Da, așa e. Știi? Everything is a fucking story. De când te trezești până când te culci, it's a fucking story. Că e morală, că nu e morală, e another discussion. Da. It's another fucking discussion. Da, nu săriți etape. Băi, deci mi-aduc aminte, mi-a scris la un moment dat pe Instagram. Mi-a scris pe Instagram un puști. Tot dădea mesaje, mă rog, atunci nu știam că e puști, dar dădea mesaje de-astea cu... Ce părere ai despre ultima mea postare? Și punea postări pe pagina lui de asta. Top 5 sfaturi să fii un grafic designer bun. Top 5 sfaturi să fii un antreprenor de design. El de fiind mici. Și eu mi-a tot pus întrebarea asta și m-am intrat pe profilul lui să văd ce face. Legit, chiar să văd ce face omul și am văzut niște poze cu el. Bă, era foarte tânăr și l-am întrebat de cât timp faci lucrul ăsta, de cât timp faci grafic design. N-am făcut. De 4 luni și el mi-a cerat sfatul ce părere ai de ultima mea postare. Bă, sincer, zic, pot să vorbesc sincer cu tine, da, sfatul meu este să înveți mai întâi grafic design și apoi să dai sfaturi, pentru că tu nu poți să fii în fața oamenilor credibil dacă tu n-ai experiență. Adică, și observ chestia asta, că oamenii sar etape, oamenii vor să-și facă din prima, n-au experiență de studio, vor să-și facă studiouri, vor să-și facă agenții, vor să fie șefi, șefuți și n-au experiență, știi? Și stai și te întrebi, bă, dar nu poate funcționa, pentru că dacă tu sar etapele astea, o să faci un mare burnout și nu o să știi de ce. Știi? Dar dacă mergi foarte multă frustrare. Da, nu, pentru binele lor, adică e nu știi de unde te lovesc cu multe dintre probleme, știi? Da, ai gândit. Te gândești nouă, Vlaș, te gheață. Dă-ne, Vlaș, nouă, să ne faci și un modelin. Să rămână, Vlad, să trăiești, să fii sănătos. Hai, la băut pe ăla? Da. Să fii sănătos. Ia, bagă și pe ăla calben, să vedem cum e. Măcar să le încerci pe toate, dacă tot ești eu. Mango. M-am cu boss. Ce vrei? Tot de fete, e sigur îmi place și ăsta. Bă, poate să fie și de băieți, dar nu se pare că mai de fata așa, nu ce mai de... Gata. Ești ce trebuie acolo. Cu culoarea aia. Mai beau și pe ăsta și stăm de bine de tot. Stăm bine. Stăm la ora și 17, stăm la jumătatea pot. Mamă, ce lucru de făcut. Ai văzut? E bine că nu ești obosit la 12 noaptea, cât e acum. Nu sunt obosit, nu, chiar m-am activat. Ai lucrat pe foarte multe branduri. Da, sunt puține brandurile pe care nu am lucrat. Și industriile pe care n-ai lucrat. Așa e, da. Care sunt cele mai... Și aceea e chestia care de tu să pui în podcast, da? Uh-huh. Cele mai mișto proiecte pe care tu și echipa ta ai lucrat. Prima întrebare. Da. Că e cu două întrebări. Și care sunt cele mai de suflet proiecte? Bă, știu că sunt de clișeic, dar... avem noi o vorbă în studio, următorul proiect este cel mai bun și cel mai mișto, știi? Ăla te ține să fii mai bun. Toate mi-au plăcut, pentru că ai mentalitatea asta, pentru că avem mentalitatea asta, mi-e foarte greu să găsesc unul preferat. Uh-huh. Pentru că mi se pare că cel mai mișto proiect e ultimul pe care l-am făcut. Și anume ăsta cu storia.
Și înainte de ăsta, cu Horvat am făcut o animație foarte, foarte simpatică, unde ne-am prins urechile tare de tot și în 3D și e genul de proiect care vizibil ne-a dat un level up, știi, se vede clar. Ultimele. Ultimele? Da, ultimele. Și mi-a plăcut să știu, uite, mi-a plăcut experiența Coca-Cola. Când am lucrat în Publicis, am avut client Coca-Cola. Bă, și e huge, este huge, huge Coca-Cola și au ei, nu știu, structura asta organizațională pe orizontală și îți dau feedback mai mulți oameni și e destul de complicat să bifezi toate feedback-urile alea și e un proces foarte mare, dar înveți o grămadă din ele. Adică am lucrat pe proiecte regionale și internaționale la Coca-Cola și am învățat o grămadă de lucruri de acolo. Și mi-aduc aminte cea mai mișto o amintire pe care o am eu la Publicis. E când am făcut un workshop, deci am făcut un workshop cu clientul Coca-Cola global. A venit, am făcut workshop-ul ăsta pentru că trebuia să rezolvăm o campanie care nu ieșea. Okay. Și ne-am întâlnit cu toții, creație din Milano și din București și clienți de prin state și de prin Europa, să rezolvăm această campanie. Și a fost un workshop în care pur și simplu dădeai cu idei la aveai de astea reprize. Ne-am format echipe cu clienți, cu creativi, asta da. Este rămân pe asta. Așa. Și dai multe idei și aveai sesiuni de dat idei. Bă, mi-aduc aminte, a fost un weekend, sâmbătă seara eram extenuat total. Și duminică ce a trebuit să facem, toți art directorul, erau vreo 4 sau 5, nu mai știu. Ne-au adus calculatoarele acolo, ni le-au adus acolo și a trebuit să le rezolvăm key visual-ul campaniei. Duminică, în câteva ore și ne-au arătat top cele mai mișto key visual-uri pe care le-au făcut în cursul a vreo 3-4 luni de încercări, de zeci de key visual-uri. Este top that. Da. Și ne-au arătat vreo 5 așa cele mai mișto și ne-au pus pe un chart ce trebuie să bifăm. Asta, 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 cu key visual-ul nou. Eu am avut norocul că... Am fost al tău? Da. Te-ai câștigat? Da. Cât de mișto. Poate îl și arătăm. Da, dacă l-ai și mi-l dai, da. Și am avut norocul că aveam o minte fresh pe proiectul ăla, că eu eram prima oară băgat, nici nu mai făcusem încercări. Celălalt art director făcuseră deja o grămadă de încercări. Și am mers către o altfel de abordare la care nu se așteptam, știi? Și acolo l-am și executat în câteva ore și ăla a fost... L-au văzut, au aplaudat acolo când l-au văzut și am aruncat așa pe nu. Gata, am plecat. Mic drop. Mic drop a fost. Da, eu. S-au pișat pe interes. Aia a fost. Și ăla a fost vizualul campaniei regionale. Cât de mișto. De Europa Centrală și de Est. Bravo, bă. Și asta a fost o amintire foarte plăcută, mai ales că aveam vreo... Fost o validare personală. Da, nu, da, aveam și vreo o lună sau două la Publicis. Lumea știa că sunt bun, dar nu știau așa că de unde să mă ia. Și bă, în momentul ăla, instant au avut mai multă încredere în mine și mi-au dat spațiu. Eu când am lucrat la Publicis, eu eram ăla care cerea o zi în plus pe un key visual, dar nu se întorcea de la client, știi? Sau foarte rar se întorcea cu feedback, știi? Pentru că mi se pare că se întâmplă greșeala asta în publicitate și în industria asta, se cere foarte rapid. Se cere la foc automat, știi? Nu știu că aia dar e greșit, e o păcăleală. Și de ce? Pentru că eu dacă tu mă pui pe mine să-ți dau un key visual într-o zi, feedback? Eu îți fac de o zi, îți fac de două ore și ți-l trimit și tu dai feedback-uri și o refac a doua zi și iarăși îmi dai feedback-ul, că iarăși îmi dai timp puțin, că tu ești client, trebuie să știi asta de la un art director. Și trimit înapoi și iarăși repede și tu dai feedback-uri și uite așa s-au dus două săptămâni. Nu mai bine dai tu mie 3 zile și sunt șanse mai puține să se întoarcă. Dar asta e ce am aflat ce săptămâna asta. Apropo, fix de ce spui tu și o să fii șocat. Și nu cred că știi pe chestia asta. Ce? Mi-a povestit Anca. Anca care a venit la mine. Da, da. Zicea că a avut un client. Anca a lucrat la McCain și acum lucrează la noi. Concurentul lui Cola, cred că e, dacă ținem de clientul. Mă rog. Uh-huh. Dar nu cred că e, nu știu că e Pepsi, neapărat nu mai contează. Uh-huh. Și nu înțelegea femeia.
face, bă, dar îmi dai feedback și nu are nicio legătură. Îmi dai feedback, pare că, i-a întrebat clientul, bă, pare că îmi dai feedback doar ca să îmi dai feedback. Da. Și nu înțelegea, știi? Da. Dar nu e Pepsi, nu e Pepsi, era altcineva. Nu mai contează. Și s-a stat-o pe aia, face, bă, dar de ce îmi dai feedback? Face, bă, eu zic, zice, zi. Așa am în procedură. Dacă eu nu bifez, noi nu avem chestia asta în artic, la mine este așa, că e de la început mișto, e mișto by default. Da, exact. Da, face, băi, așa am în procedură. Păi dacă n-am dacă nu dovedesc șefului meu că am dat, nu știu, X feedback-uri, nu-mi fac KPI pe campanie. Ce vârtești toxic aici? Da, dar în același timp, hai să spunem și adevărul. Că și agenția care vine cu 3 idei creative, două s-au făcut la mișto ca să facă copii. Da. Adică let's be fucking honest. Că it's a game. Bă, da, sunt și momente când se dă bine, frate. Da, sunt de acord. Nu, adică sunt de acord. Trebuie să dai feedback așa, no matter what, se pare... Așa... Nu e productiv, adică pierdem timpul cu toții. Da, la fel cum a și purchasing-ul și email. Da, mă rog, moving on, înțeleg. Fiecare trebuie să aibă un backup la backup la backup la backup. Greuț. Ai lucrat cu o tonă. Vezi ce frumos fac întrebările pe fiecare întrebare. Vă mulțumesc foarte mult. Pare că prind experiență în acest. O să aprind și trabucul pentru treaba asta. Hai, aprinde-l că este o întrebare interesantă. Bagă. Ai lucrat în agenția care nu a fost a ta, în agențiile care nu a fost ale tale, da, cu foarte, foarte multe branduri. Da. Acum că ești în agenția ta, cum lucrezi cu brandurile? Cum îți alegi brandurile pentru care vrei să lucrezi? Și care sunt watch-out-urile la care tu ai învățat să te uiți? Bă, îți dai seama, după atâta experiență, îți dai seama dacă un client este educat sau nu, știi? După cum îți scrie, dacă mulți îți scriu direct pe Instagram, bă, vreau și eu, dăm și mie o animație. Așa ceva drăguț, de 2000 de euro. Îți dai seama și filtrezi. Și e mișto că atunci când ai business-ul tău, agenția ta, poți să faci niște sacrificii, să lucrezi cu niște clienți cu care poate nu rezonezi din prima, dar lucrezi cu ei. Poate, na, în final faci un proiect mișto, poate este și mai bine plătit, deși nu e asta cel mai important lucru. Și ai alegerea de a spune nu data viitoare, știi? Pe când, atunci când eram angajat, eu nu puteam să vin să zic, boss, eu nu mai vreau să lucrez cu Coca-Cola. Nu mă challenge-uiește brief-ul ăsta de ajuns de mult. Nu poți să spui asta, trebuie să dai bine ce, la ce-ți vine. Cum e asta, nu mă challenge-uiește brief-ul ăsta eficient de mult. Da, nu, e... Nu poți să faci lucrurile astea când ești... Ok, watch out. Watch out pentru clienți? Pentru tine. Ce watch outs ai tu la în momentul în care te uiți la un client? Bă, vin natural, în funcție de, uite, sunt clienți care își cer ceva mega mega complex, super complex. La modul, fă-mi și mie un spot Pixar de un minut în 3 săptămâni. Și în 2000 de ori. Da, nu ți-e asta, dacă vrei watch-a mai mare de ăsta, nu există, știi? Și sunt tot felul de lucruri de genul ăsta. Da, când dai seama că sunt educați și nu știu ce presupune, care e efortul de a face un anumit lucru. De asta eu prefer, de multe ori prefer să lucrez prin agenții și prin studiouri de producție. Că ești totul filtrat. Da, și aia vin direct cu brief ca lumea, știu la ce se aștepte, știu că durează, știi? Sunt mult mai educat și atunci... E și un filtru mai bun. Și agenția care a ajuns la ei sunt conștienți că le trebuie o casă de producție. Și clientul care a ajuns la agenție sunt conștienți și așa mai departe, știți? Mi s-a întâmplat să lucrez și direct cu clienți foarte ok, super ok. Dar și mi s-a întâmplat să și refuz foarte mulți clienți pe motive de genul ăsta. Că cer ceva absurd în foarte puțin timp, plătit foarte puțin. Și atunci nu e win pe nicăieri. Deci eu spui că watch out-ul vine cumva din experiența pe care o ai. Știi cum să filtreze la prima discuție. Da. Deci din nou vorbim de experiență și aici. Da. Bun. Și iarăși, uite, ne întoarcem la arsul etapelor. Dacă eu nu treceam prin etapele alea să-mi dau seama ce presupune, nu știam cât durează și că e absurd clientul ăla. Uite, de exemplu, noi acum ne prindem urechile cu 3D-ul, știi? Și eu sunt de părere și cred cu tărie în lucrul ăsta că ca să anunțăm noi că știm 3D și facem 3D și să putem să estimăm proiecte 3D și să le facem,
bă, trebuie să învăț și eu 3D. De ce? Eu ca owner și ca om care direcționează proiectele și face supervizare. De ce? Pentru că eu, când, unul la mână, când dau feedback oamenilor, să nu mănâncă cat când le dau feedback, să știu ce presupune atunci când dau feedback-ul ăla, să știu ce să le cer atunci când dau feedback-ul ăla și ce se poate face. Și doi la mână, când estimez la un client, să știu ce estimez, ce anume estimez, și atunci când încerc feedback-uri să știu de ce sau de ce nu se pot face sau dacă se pot face. Și atunci mi se pare foarte important ca într-o oarecare măsură eu să cunosc toate tipurile de execuție de la noi din studioul de animație, știi? Să știu să nu mănânc căcat aiure. True. Și asta este foarte mult pe partea de optimizare de costuri, de timing și de planificare de proiecte and everything. Ești mult mai eficient. Și ești mult mai eficient și pentru mine ca și client. Exact. Da. Pentru că I'm not paying for your learning, știi? Și nu să vorbești cu un om care se uită la tine, da, ok, nu știu ce presupune, revin eu. Dar facem noi, boss, stai liniștit. Da. Sau, da, mai rău de atâta, exact, să vorbești cu un project manager care zice, da, mă, nu facem noi. Nu și după aia se întoarce la noi la echipă și zice, boss, trebuie să facem asta, că am vrut ăla, frate, că altfel nu da, am un proiect. Exact. Băi, stai un pic când ne uităm la ce să schimbăm tot proiectul și nu ți-ai dat seama când ești clientul. Du-te, bă, chiar vezi. Da, nu, trebuie să știi din toate bucățile. Deci, watch out-ul ăsta ar fi am vorbit cel foarte mai mare mult, la mine. Am vorbit foarte mult de experiență și de ars etapele. Este o vorbă în piață în clipa asta. E de câțiva ani, dar mi se pare că deja acum este deja mă rog. Că deja, deja, e 12, frate, it's enough pentru ziua de azi. Că începe să se adeverească, ca să zic așa. Foarte mulți oameni buni din industria asta, ba au plecat la regiune, ba și-au băgat pe cea în industria și complet. Da. Ba au plecat la client, s-a dus cumva. Da. Și tot aud în piață că nu mai sunt oameni buni de advertising în România. E debatable. Este. Da sau nu. Întrebarea mea nu este dacă mai sunt sau nu oameni buni în agenție, când e despre asta, nu este dăm în nimeni, este efectiv debatable. Cred că contează foarte mult și la client, cum dai brief-ul și cum știi exact ce vrei. It's a mix everywhere. Da, este. Dar într-adevăr, zice că oamenii aia foarte buni cu care ne-am obișnuit și am crescut au plecat. Sunt, mă, nu, au și rămas. Au și rămas, dar au și plecat. Au și rămas, mulți au și întors. Uite, de exemplu, la Publicis s-au întors doi art director pe care eu îi iubeam maxim. Agi și Petridean, care sunt super buni, s-au întors la Publicis și sunt art director din nou. S-au făcut ei. Corect. Treburile sau mai sunt speranțe. They're coming back, I agree. Dar cum vede Mădălin evoluția industriei de advertising în România? Și doi, cum vede Mădălin evoluția animației în România? Băi, în advertising, într-adevăr, cum ai spus și tu, cei mai buni își fac treburile lor, își fac buticurile lor, își fac studiourile lor, fac freelance. Cred că ușor se va lucra foarte mult cu, adică va intra în, nu știu, organizarea agenției cumva și în reflexul lor să lucreze multe dintre proiecte cu freelancer, cu oameni care poate au buticuri mici, cu freelancer, cu, știi? Și o să le dea astfel încât să ajungă la aceiași oameni foarte buni. Bineînțeles că mă refer și nu neapărat, că poate să lucreze și cu oameni care au plecat în afară. Dacă eu pleca freelancer în afară, poate să lucrez, da. Cred că o să se normalizeze lucrul ăsta, aș zice, pentru că într-adevăr, cei mai buni ies, se mai întorc, ies, dar ei au gândul de a ieși de cele mai multe ori, să facă treaba lor. Au atât de mult de muncă cât își permit să fie freelanceri și sunt foarte buni și agențiile vin către ei pentru că sunt foarte buni și au nevoie de work bun, calitativ. Și cred că o să se mai normalizeze lucrul ăsta cu timpul sau vor fi plătiți mult mai bine și vor rămâne în agenție, știi? Că dacă ești plătit foarte bine și începe problema de cost, problema și de bun. Păi de la cost începe totul. Ne întoarcem la back to beginning. Da, de la sale și la ce ai spus mai devreme, profit. De asta e, dacă un art director personal în cazul ăsta. Dacă un art director este plătit foarte, foarte bine în agenție, de ce dracu să plece? Până la urmă. Da, ar putea să plece când poate nu e challenge-ul enough
cu se, proiectele. Te plictisești de clienți dacă nu se schimbă. Da, dar poți mai, și dacă ești într-o agenție mare, da, te mai schimbi miști, clientul, știi? Te mai duci pe partea altă, nu? Dar evoluția cu ăștia mici care vin acum în industrie, cum îi vezi pe oamenii care intră acum în industrie? Cum vezi junior? Bă, deci eu îi văd, mi se pare că noua generație fie... Deci noi am fost niște oameni, niște copii, să let's be honest, nu am fost nici cei mai deștepți, nici cei mai proști. Bă, am fost middle, știi? Am fost middle și am tins către a fi mai bun tot timpul, știi? Da. Acum mi se pare că ei sunt fie mega, mega deștepți, super deștepți, fie nu vor să facă nimic și doar în cur, știi? Deci sunt doar extrem. Da, nu știu, așa mi se pare. Toată lumea să știi că a fost la podcast-ul până acum, a spus fix la fel. Există extreme. Da, da, da. Și ăștia care sunt foarte, foarte buni se și plictisesc foarte repede. Știi? Și trebuie să-i ții acolo în priză, trebuie să-i ții și, na, până la urmă, e și de datoria agenției și a managementului să-i țină și să le facă viața fan. Că până la urmă petrecem la muncă cât pula mea, petrecem toată viața, știi? Să fie fan. Știi că am făcut un calcul noi intern pe Fundația Arctic, cât timp petreci din viață, unde îl petreci, și nu petreci cel mai mult timp din viață, o să fii șocat. Acasă. Nu? Pentru că ai partea aia de beginning of life. Te duci la muncă da. Și partea aia de ending of life. Da. Așa e, da, și se adună. De când ești la pensie și cel mai mult timp din your lifetime, îl petreci acasă, nu am crezut că la muncă. Toată lumea era convinsă că este la muncă. Da. Nu faci asta acasă, că vrei să crezi. Da, 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 acum când se adună asta, da, într-adevăr. E home și așa. Copilăria și bătrânețe. Și acum arese încă o dată cât de importantă este familia. Da. Da. Și cât de important e să-ți găsești echilibru. Uite, eu cu asta mă lupt acum, să găsesc un echilibru, să le... E foarte greu când ai business-ul tău, știi? Și iarăși îi mulțumesc, Andrei, că este alături de mine și are răbdare. Am mulțumit ceva de la cameră, fă ceva frumos. Mulțumesc, Andrei, te iubesc de mă cac pe mine. pentru fetele noastre. Punem animația care a făcut el cu Bucureștiul. Cu... aia a fost prima animație pe care am făcut-o la tine. La mine aia a fost prima care a ajuns. Aia cu logo-ul București? Da. Da. Cu musculița care se pune pe la hat. Aia a fost prima animație care a ajuns. Trebuie să o băgăm și pe aia. O băgăm pe aia, sigur. Așa, și ziceai de tine? Pe animație. Pe animație. Bă, suntem departe, dar se fac pași. Se fac pași înceți, dar sigur. Și trebuie să mulțumim faptului că există foarte multe cursuri și tutoriale online extraordinare de afară și poate să le facă oricine de oriunde. Dar se fac pași și în facultăți. Au început să bage în facultăți. Da, da, au început să... Ți-am zis, am cunoscut profesori foarte... Uite, m-a chemat un profesor să le povestesc studenților despre studio, care e viața acolo și chiar i-am promis că pe unul dintre ei, știi că la când îți dai masterul de animație, ai un proiect final, nu știu, o animație. Nu știu, când mi-am dat masterul de animație. Să zic acum. Deci ai un proiect pe care îl faci, o animație care poate, este și înscrisă la Animest, știi, în competiția românească. Și anul ăsta au fost niște studenți cu niște lucrări extraordinare, extraordinare. Și mi-a spus profesorul ăsta, mi-a zis că m-a invitat să le povestesc studenților despre studio și eu le-am promis că, bă, eu o să iau un student de acolo care se potrivește pe stilul nostru și o să-l ajutăm să-și facă filmul și să fie proiectat la Animes. Ce de mișto e asta? Deci studioul vostru are un stil. Cum ai descrie stilul studioului vostru? Băi, sunt mai multe tipuri de animații, știi? Uite, e animația clasică pe care o face și Madeline Truică, de desenează pentru Disney la anima pe Bugs Bunny, deci îți dai seama la ce nivel e omul. Și animația clasică frame by frame, știi, tradițională, știi cum animau animatorii vechi pe fiecare foaie, doar exact. Doar că animezi într-un program, dar e practic același lucru, știi? Și animația asta, sunt studiouri care fac doar animație de genul ăsta, știi? Noi suntem mai mult înspre zona de rigging. Mai modernă, poate. Vă faci animație modernă? Nu, e că nu e. Amândouă pot fi moderne, amândouă sunt foarte ok. Niciuna nu e mai cu mod sau mai bun. La final trebuie să ai un produs foarte bun, știi? Da. Omul nu-ți judecă, nu zice, mamă, ce frame by frame mișto sau ce animație de rigging. Nu știu cu default. Da, și noi avem stilul ăsta de mostly, că mai facem și noi frame by frame, dar mai puțin.
riguim personajele, adică îi legăm toate jointurile de corp. De exemplu, îi pui aici un lege antebrațul de braț, mâna de antebraț și le pui niște joystick-uri și, și miști personajul. Noi genul ăsta de animație facem și atunci trebuie să se potrivească și stilul proiectului pe care îl are studentul, trebuie să se potrivească stilului ăsta, știi? Pentru că sunt unii, ei piciuiesc toate proiectele lor studenții, știi? Și îți dai seama după stilul de ilustrație, dacă se potrivește sau nu. Exact, dacă se potrivește cu noi sau nu. Și noi o să alegem unul care se deci potrivește e mai cu mult noi. De hard skill, nu de soft skill în cazul ăsta, nu? De software în sine. Da. Unele ilustrații se pretează pe ce facem noi, unele nu, pur și simplu. Și ei când piciuiesc proiectele de animație, piciuiesc și cu ilustrație, știi, povestesc, zic povestea și uite cam cum m-aș vrea să arate, știi? Și atunci tu îți dai seama ca studio, bă, ăsta nu se potrivește nouă, ăsta nu. Da, și ei. Interesting. În ultimii ani, eu mă uit foarte mult la industria de film românesc. Și a fost o nebunie. Da. La început erau toate filme românești, erau o dramă completă. Da. Tot era o dramă. Da. Tot da. Era o dramă. A, încă mai ține, bă. Încă mai ține. Dar au venit băieții ăștia mai tineri, cum e Bro, cum e Mate Chicken Show. Bă, vreau să văd ăsta, nu am văzut încă team building. Merită. Am auzit numai l-am cuvinte văzut, de laudă. La... Merită. N-am avut timp să trebuie să și mă duc Micuțu, la deci Micuțu face o filmă și-a meritat toată... Mie îmi place mult de tot de nici. Micuțu și-a făcut, și-a, își merită, a făcut o filmă. s-au dus... ăștia cu Five Gang au ieșit niște filme mass market, dar da. Este clar că toată lumea asta, tot iau rezultat American Pie. Da. E clar, au spus-o și e da. Clar treaba asta, da? Și e foarte mișto. There's nothing wrong with that, da? Da? Întrebarea este, acum că bagă și la facultate, and so on and so on. Când crezi tu că o să ajungem și noi în România să avem filme animate în cinema, filme, da. Nu bucăți, da? Filme animate în cinema, lungometraje. Da, la nivel de Pixar, la nivel de Disney, la nivel de ce vrei. Suntem departe, adică e doar producție românească, zici tu. Da, producție românească. Băi, suntem departe, dar avem oameni care ar putea să facă asta, dar nu sunt în direcția asta. Uite-te la Bad History a lui Framebreed, studioul Framebreed. Pe care îmi place foarte mult de ei, să vezi ce fac acolo. Adică ei pot ajunge la nivelul ăla. Dar trebuie să-ți și dorești să faci animație de asta lungmetraj, știi? Trebuie să-ți dorești, pentru că e altă mâncare de pește, este cu totul altceva. Îți trebuie alt pipeline, îți trebuie alt proces de lucru, alți oameni, alt... Știi, dacă ești... Dar, uite, și eu aș vrea să-mi dezvolt o divizie în studioul meu de content, știi? Dar sunt conștient că trebuie separate de alea de comercial și ei fac comercial foarte mult, Frankfurt. Pentru că ai altfel de cerințe, trebuie să lași oamenii pe un singur proiect. Dacă faci un film artistic, stai pe el ani de zile și trebuie să îți permiți să-i ții pe oamenii ăia doar acolo, doar acolo. Eu nu pot să-i freci, bă, ia-mă comercialul ăsta, rupete de la film, ia aici, trebuie să livrăm mâine 3 spoturi pentru nu știu ce brand, fă asta, după care iarăși întoarce-te acolo, nu, trebuie să-i apucă-te ții acolo, pe treaba lor și încă nu avem structura asta dezvoltată la vreun studio. Sunt studiouri de în afară care angajează animatori români și studiouri să facă anumite bucăți de animație din filmele lor. Dar noi suntem departe de a produce un film de genul Pixar acum în România, la nivelul ăla. Suntem destul de departe, dar se fac pași, poate în viitor, Doamne ajută, ar fi minunat. Hai noroc! Asta a fost, să fii sănătos. Asta a fost. Mersi mult de tot. Încă o dată, cel mai așteptat invitat pentru mine. Băi, să nu se supere ceilalți. Frate, de ce? Este serial, tine. Ești cel mai așteptat invitat. Ești invitat pe care mi-am dorit întotdeauna să-l am un post. Într-adevăr, vorbim de mult timp. Să știe toată lumea că vorbim de mult timp, ne-am dorit lucrul ăsta așa cum s-a întâmplat. Cred că este cel mai lung podcast. Avem o oră și 43 de minute. Mamă, nu știu cum au trecut. Cel mai lung. Trebuie să mai tai din el, să nu plictisim lumea. Mai vezi tu cum mai tai. Nu, eu cred că o să se uite.
chiar cred că o să uite, pentru că cred că a fost, a fost văzut mișto de zi. Toate combina pe Tinder, combina pe Dalea. Ce mă, el a văzut alea de lepă. Aia, deci acum și-a făcut programul. A dat mai slide-uri dreapta, 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 stânga, dreapta. Și-a luat și-a băgat de premiu. Bravo, mă, Vlad, și-aș făcut la fel. Excelent. La vârstă noastră dădea un swipe la pix, la TikTok, la pizza. Mădălin, mersi mult de tot. Cu mare drag. Oricând. Și ne mai vedem în sezonul 2, că m-am o idee de podcast cu tine. Aaa, ce drăguț, vin. Ala 2 poate face un pic mai tehnic. Face. Thank you. Intrăm în ele. Intrăm tare de tot. Hai, noroc. Mersi.